cunoaștem un infarct miocardic acut. Cea mai tipică formă de prezentare este disconfortul la nivelul pieptului, la toracelui anterior, care poate fi resimțită ca o arsură, ca o greutate, ca o strângere, ca în strângere menghină. Ea poate să debuteze brusc sau poate să fie precipitată de factori, cum ar fi stresul emoțional, frigul sau efortul. De cele mai multe ori, durerea din toracele anteriori iradiază pe umeri, spre spate, spre cap, spre mandibulă. Durerea nu cedează la nitroglicerină. Acesta poate fi un test pe care îl putem încerca. Durerea toracică poate fi însoțită de slăbiciune, de stare de slăbiciune, de dificultăți în respirație sau chiar de transpirații reci. Infarctul miocardic se poate exprima ca o indigestie, deci ugreață, senzație de vomă, durere abdominale în abdomenul inferior. Infarctul miocardic poate debuta direct cu palpitații, cu aritmii. Pot să fii salvat dintr-un infarct. Pacientul să ajungă în sala de angiografie, de preferat în prima oră jumătate, dar primele 90 de minute, dar cât mai repede cu putință. Poți fi tratat atât medicamentos cât și intervențional în timp util, aproape să nu mai vezi sechelele unui infarct miocardic. Mă numesc Lazar Dana și sunt medic primar cardiolog și mă găsiți la Spitalul Clinic Brașov.